Pa informație deloc, lipsită de importanță, 14 iunie nu este o zi aleasă într-un mod întâmplător pentru a omagia, a-l omagia pe donatorul de sânge. 14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Această zi a fost aleasă de Organizația Mondială a Sănătății și recompensează activitatea imunologului austriac Karl Landsteiner, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. Asta se întâmpla în anul 1930 și a primit acest premiu pentru descoperirea grupelor de sânge ABO, AB0, născut acum 140 de ani, pe 14 iunie. Datorită lui, transfuziile de sânge au devenit astăzi proceduri de rutină medicală. Dar pentru aceste proceduri de rutină medicală trebuie să existe și cineva care să doneze sânge. Și despre asta vom discuta în primul rând. Mădălina, bine ai revenit în emisiune. Bine te-am regăsit, Răzvan. Este o mare plăcere să fiu alături de voi astăzi de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cu această ocazie, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care donează sânge, care își fac timp să salveze vieți în modul acesta și mai mult decât atât vreau să le mulțumesc și celor care fac parte din această comunitate de blood-fluencer, dar care nu pot dona sânge, dar care vorbesc și transmit celor din jur cât de importantă este donarea de sânge și nevoia aceasta de a face un bine, de a dona sânge. Există 4 grupe de sânge. Uite, noi am discutat despre foarte multe lucruri de-a lungul timpului, atunci când tu ne-ai onorat cu prezența și ai fost de acord să participi la emisiune. Niște informații care cred că sunt cel puțin interesante pentru ascultători. Există 4 grupe de sânge în sistemul ABO. Un grup care nu are niciun antigen și are ambii anticorpi, anti-A și anti-B. O a doua grupă de sânge care are antigenul A și anticorpi anti-B, o a treia grupă care are antigenul B și anticorpi anti-A, și să vedeți de ce e important să vă spun aceste lucruri, și a patra grupă care are ambele antigene A și B și nu are niciun anticorp. În România, atenție, distribuția grupelor sanguine este următoarea. Primul grup, despre care vă spuneam, 34% dintre locuitori au această grupă de sânge, 41% au grupa a doua, 19% grupa a treia și 6% grupa a patra. Și când vorbim despre donarea de sânge, firește, contează foarte mult atât grupa de sânge a donatorului, cât și grupa de sânge a celui care va primi, sau e obligatoriu, foarte rapid trebuie să primească sângele respectiv. E bine să însoțește și norocul, vreau să te întreb acest lucru, în afară de entuziasmul celor care vin și donează, unii dintre ei care fac lucrul acesta în mod constant, dar pentru cel care, Doamne ferește, nu știu, trece printr-un accident și are nevoie atunci de sânge, aflându-se într-o grupă unde sângele e mai greu de găsit, contează foarte mult și norocul sau există cantități indiferent din grupa din care faci parte? Lucrurile în momentul de față în România variază destul de mult de la un centru la altul. Sunt centre care n-apucă niciodată să-și facă rezerve, să spunem așa, sau să aibă stocuri care să devină perisabile, pentru că, așa cum știm cu toții, sângele este un produs care este perisabil. El are o durată de viață, nu poate să fie folosit la nesfârșit, are un termen foarte mic de valabilitate. Ce termen are? Că mi-e important de știut. Cam 4 săptămâni. 4 săptămâni este perioada maximă, să spunem. Da. Și atunci este foarte important cine are nevoie să primească cât de repede de putință, grupa cu care este compatibil și RH-ul cu care este compatibil. De cele mai multe ori, provocarea, din punctul meu de vedere și ceea ce ne transmit în general cei care apelează la comunitatea noastră de sânge, de cele mai multe ori implicațiile sau complicațiile, dacă vreți să le spun așa, intervin în zona de pediatrie, pentru că acolo nu este necesar doar grupa și RH-ul să fie compatibil, vorbim de chiar de fenotip, să fie compatibil cu ceea ce cere medicul, unde este pacientul. La copii este o atenție deosebită, ce primesc, cum primesc,
pentru că organismul lor este mult mai sensibil decât cel al unui adult. De aceea există atât de multe apeluri către noi, pentru că numărul de donatori încă nu este suficient. Trebuie să vorbim despre rentabilitate, o rentabilitate atât de mare. De cele mai multe ori ajungem să stingem incendii și am vrea să trecem cumva din starea aceasta de jale și de sete ale anunțurilor, apelurilor în care ni se solicită o anume grupă de sânge, să venim în mod constant la donare, astfel încât să nu ne punem întrebarea, dar grupa X este în centru de transfuzie, oare spitalul primește ceea ce are nevoie pacientul? Madalina, tu ești și blood influencer și vreau să, apropo de chestiuni tehnice care sunt extrem de interesante și nu doar ca simplă informație, ci chiar pot folosi unei persoane care se decide la un moment dat să doneze sânge. Mă uitam care sunt beneficiile donării voluntare sau regulate sau nu de sânge. Pentru donator, unul dintre beneficii este îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea unui stil de viață sănătos. Și mă gândeam, apropo, vezi dacă nu cunoști cât de bine să te informezi întotdeauna. Dacă nu cunoști amănuntele, că întotdeauna amănuntele sunt esențiale. Da, există, se poate îmbunătăți starea de sănătate, ba mai mult decât atât, dacă ești hipertensiv, chiar se recomandă donarea de sânge ca mijloc de scădere a tensiunii arteriale și implicit scăderea riscului de apariție a unor complicații. Bine, aici cu condiția ca valurile tensiunii arteriale să fie absolut monitorizate, dar e important de spus lucrul acesta, cred. Sunt dovedite statistic că anumite afecțiuni au o pondere mult mai mică în rândul donatorilor de sânge, fac ceea ce ne îmbunătățește stilul de viață. Aș merge strict în direcția beneficiilor legate de donator, acele care le primim în mod direct, nu mă refer la cele materiale, pentru că donarea este un act voluntar. Și ceea ce trebuie să știm este că legat de partea aceasta, riscul bolilor cardiovasculare este mult mai redus în rândul donatorilor regulați recurenți decât rândul celor care nu donează. De altfel, în momentul în care are loc în organismul unei persoane donatoare o hemoragie puternică, această persoană face față mult mai bine decât o persoană care nu donează sânge, pentru că donatorul recurent este obișnuit ca într-un interval de timp foarte scurt, mă refer la cele 10 minute în care donează, să îi se ia din organism acei 450 de minute de sânge. Asta ar fi un alt beneficiu. Mai mult decât atât s-a dovedit că anumite tipuri de cancer se regăsesc într-o pondere mult mai mică în rândul donatorilor recurenți. Recurenți aici revin asupra ideii celor care donează de cel puțin 2 ori pe an. Deci, risc scăzut de cancer la donator față de cei care nu donează. Nivelul de fier se poate regla în organism, acolo unde avem exces, donând sânge. Deci sunt foarte multe, foarte multe beneficii, ne reprospătăm sângele prin felul acest, prin donările regulate și toate lucrurile acestea duc la o sănătate mult mai bună. Și sunt, mai e un lucru că sunt, le-aș diferenția puțin, sunt foarte multe avantaje pentru donator. Unele, pur și simplu, le putem pune într-o categorie de ordin moral. Pentru că este vorba de o recunoaștere din partea societății, stima de sine, care bineînțeles crește, dar există și avantaje practice sau chiar pragmatice, aș putea spune. De exemplu, donatorul se bucură de o verificare periodică a stării de sănătate, pentru că acolo este un examen medical, analize de laborator și lucrul acesta folosește, iată, întotdeauna genul acesta de, hai să o numim, nu afacere, de înțelegere, de orice tip între oameni, în care toate părțile au de câștigat, este foarte rar. De cele mai multe ori, atunci când există o înțelegere teoretică sau la nivel declarativ, una dintre părți câștigă, alta pierde. Sau una câștigă mai mult și alta câștigă mult mai puțin. Pe când în cazul acesta, cred că e foarte bine să spunem și să repetăm. Toate părțile câștigă la propriu și câștigă vizibil. Nu știu dacă aș putea să numesc în zona aceea de business, de win-win situation, dar ceea ce
Cred că știm cu toții că în România tinerii nu se duc foarte mult către zona de prevenție medicală. De cele mai multe ori ajungem la doctor noi când ne doare ceva cu adevărat. Nici când adulții nu se duc acum. Mă refer la 20, să zicem, în intervalul de vârstă 18, de unde încep, de când poți să devii donator până spre 35-40 de ani, nu fugim la doctor să ne verificăm în fiecare an, doar dacă apare ceva. Suntem foarte obosiți, extenuați, atunci începem, ne doare capul foarte tare sau apar tot fel de simptome pe care nu reușim să le dibuim noi acasă sau să le facem să treacă cu o pastilă luată de la farmacie. Statistic dovedit, noi nu mergem în zona de prevenție și nu ne verificăm, nu ne controlăm. Un mare avantaj al donatorului de sânge este faptul că donând sânge periodic, cel puțin de 2-3 ori pe an, și aici fac o paranteză, femeile pot dona de 4 ori pe an, iar bărbații de 5 ori pe an, analizele noastre sunt făcute în mod periodic. Asta înseamnă că dacă ai un istoric de analize la un centru de transfuzie pe perioada 2-3 ani, doctorul care te evaluează de fiecare dată, pentru că de fiecare dată ești examinat de către un medic, poate observa dacă apar anumite valori modificate de la o donare la alta. Ceea ce te poate ajuta, pe lângă faptul că ca donator regulat beneficiezi de un control amănunțit în fiecare an din partea centrului de transfuzie la care te duci, asta înseamnă că doctorul care te vede la donare îți poate recomanda un set de analize suplimentar sau să-ți facă o recomandare medicală către un specialist pentru a investiga o situație care apare în baza analizelor sau care poate apărea în baza analizelor pe care tu le faci în mod periodic regulat în centrul de transfuzie. Și cred că partea aceasta de prevenție este mult mai importantă decât o prevenție făcută după ureche, odată la 2-3 ani, când aducem aminte că trebuie să mai cerem doctorului de familie un control amănunțit. Și aici avem într-adevăr un beneficiu extraordinar pentru donator. Și a subliniat lucrul acesta că știm cu toții, oamenii sănătoși donează în momentul în care nu suntem sănătoși, nu putem dona. Vreau să te întreb, pentru că vârsta donatorului este cuprinsă între 18 și 62 de ani, vreau să te întreb dacă limita de jos 18 este dictată de faptul că sub 18 persoana respectivă nu e majoră sau e pur și simplu o explicație științifică? În primul rând, nu este majoră și până la 18 ani, pentru actele medicale decide părintele, tutorele legal, tot ceea ce intră în bucătăria aceasta. Din momentul în care avem 18 ani, putem decide pentru noi, inclusiv pentru actele medicale, iar donarea de sânge este un act medical. Apoi, dacă ne uităm la vârstă și la aceste criterii, vorbim și de un organism dezvoltat, da? Știm cu toții că există și acea limită de greutate inferioară a celui minim 50 de kilograme pentru a putea dona. Mulți dintre noi suntem în creștere până la vârsta de 18 ani, nu ne-am dezvoltat complet, cam atunci și stagnează dezvoltarea organismului nostru. Suntem cu absolut toate, în ultime greutate, deja am atins parametri unde, cel puțin pe înălțime, nu o să mai avem creștere de la 20 de ani, încă 10, de la 18 ani, mai creștem încă 10 centimetri într-un an. Rare sunt situațiile. Știi, mi-amintesc că Mădălina, la un moment dat, în urmă cu niște ani, primisem eu cadou un joc pe calculator și când, după ce l-am instalat, mi-au apărut acolo tot felul de agreement-uri și trebuia să scriu, era mult de citit, în care eu eram de acord cu termenii, cu licența, cu scrie o grămadă, erau 30 de pagini. Și am scrollat, bineînțeles, că trebuia să bifez la sfârșit și am bifat acolo ca să... Și mi-a apărut un anunț, a apărut imediat scris, dar sunteți un cititor foarte rapid. Pentru că, într-adevăr, lumea, cei mai mulți dintre noi, nu stăm să citim reguli, proceduri și așa mai departe. Ori ele sunt extrem de importante, pentru că aici vorbim de o procedură, nu e o chestie de joacă, sunt o mulțime de lucruri implicate. În primul rând, viața omului, pentru că sângele salvează vieți. Nu există o meserie, există anumite meserii specifice, de fapt, de oameni care salvează la propriu vieți, medici, pompieri și așa mai departe.
Dar în același timp, atunci când e vorba de donare de sânge, oricine poate fi salvator de, de vieți omenești, de foarte multe ori fără să știi măcar pe cine ai salvat, iar persoana salvată să nu știe de la cine sângele și cine a fost salvatorul. Mie mi se pare lucrul acesta unul dintre cele mai frumoase din lume. Cel care salvează să nu știe pe cine, să salveze pur și simplu, iar cel care este salvat să nu... Să nu-și îngrădească recunoștința o viață întreagă către o anumită persoană pentru să fie jenat, să simtă că este dator și așa mai departe. Deci este un mecanism absolut sublim din punctul meu de vedere. Dar sunt lucruri în această procedură pe care chiar e bine să le parcurgem. De exemplu, și aici chiar vreau să te întreb, dacă ai o profesie care te expune la un consum nervos intens, cum ar fi operatorii utilaje grele sau piloții de aeronave sau șoferi profesioniști care merg foarte mult pe drum, petrec zeci de ore și dorm puțin, nu se recomandă să doneze sânge. Și aici vreau să te întreb, deci stresul este un factor care alterează sau modifică sângele? Nu alterează în mod direct sângele, dar anumite valori la momentul în care ni se iau, ni se fac analizele, apar modificare. Dacă ai o noapte nedormită sau în rând nu știe de nopți nedormite, cu siguranță analizele preliminare donării de sânge vor avea valori modificate și atunci nu ești compatibil cu donarea. Pentru moment, este o restricție temporară. În această categorie trebuie să știm că și șoferii de cursă lungă și piloții. Și la alpiniștii și parașutiștii pot dona sânge, de preferat într-o perioadă în care nu se supun unei, și sportivii pot dona sânge, nu se supun unui efort susținut și nu înainte de un eveniment. Adică te recomandă ca după când te duci la donare să fii odihnit, nu fi consumat alcool în ultimele 48 de ore, dimineața să fii mâncat un mic dejun sănătos, să consumi lichide astfel încât suficiente lichide ca sângele să se refacă cât mai repede în organism, iar după aceea să nu te expui unui nivel de stres ridicat. De cele mai, adică și aici discutăm că de multe ori se recomandă să nu conduci distanțe lungi de timp, să nu te urci pe motocicletă sau să nu te implici în sporturi extreme care să necesite un efort foarte mare. De aceea, evident că o persoană care a donat de dimineață nu va pleca într-o cursă de 2000 de kilometri cu tirul sau un pilot de avion nu se va urca la bord ca să piloteze. Sau înainte de curs de un eveniment sportiv, un alergător sau un sportiv nu va dona, ci după, ar fi recomandat la o perioadă de câteva zile, săptămâni, după evenimentul sportiv, să facă acest lucru. 14 iunie, ziua mondială a donatorului de sânge. Vreau să te întreb, din ce știi, din ce știm, există evenimente similare în întreaga lume în această zi, care este una absolut specială, fără doar și poate? Vreau să te mai întreb dacă sunt evenimente în colaborare sau fiecare țară își organizează propriile evenimente? Organizația Națională Mondială a Sănătății recomandă ca evenimentele pe care le organizăm cu toții, fie că vorbim de donatori, fie că vorbim de organizații, fie că vorbim de centre de transfuzie, să poarte același slogan. Sloganul din acest an este: donarea de sânge este un act de solidaritate și cu toții îmbrățișăm ideea aceasta, astfel încât zona aceasta de conștientizare să fie mai puternică. Am observat în zona de online că majoritatea contactelor mele, fie că vorbim de centre, de organizații, au preluat mesajul acesta. N-am uitat de data trecută promisiunea, de fapt nu promisiunea, înțelegerea reciproc avantajoasă, cum că la un moment dat o să discutăm și despre femeile motociclist. Dar astăzi este 14 iunie, ziua mondială a donatorului de sânge, și o să rămânem în această zonă.
Cât uite, despre moto și motociclete, n-am uitat. De lucrul acesta, colegii mei m-au întrebat cu câteva săptămâni în urmă dacă la Dejan voi veni cu motocicleta. Dejan este undeva la Polele Munților Făgăraș, lângă Reița Făgăraș, în județul Brașov. Acolo noi anul acesta am organizat cea de-a doua ediție a Blood Cleanser Marathon. Practic am dat startul acestui șir de evenimente prin care sărbătorim Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, unde au fost invitați alergători, donatori. A fost un eveniment sportiv, este singurul eveniment sportiv dedicat donatorului de sânge și donării de sânge, pentru că ne-am bucurat nu numai de alergători și de donatori, ci de voluntari și de prezența reprezentanților centrelor de transfuzie aproape din toată țara. Au fost foarte multe centre prezente și chiar foarte mulți dintre reprezentanții lor au alergat în fie vârsta populară de 5 km, fie în cea de 10, evenimentul sportiv a avut toate cele 4 probe, maraton, semi, cross și cursă populară. Nu e doar un grup de prietene, în mod neoficial, care se mai strâng din când în când împreună, există și Asociația Femeilor Motocicliste, să spunem lucrul acesta. Am o întrebare, dar, Mădălina, dacă nu vrei să răspunzi, spui. Nu răspund la această întrebare. Nu este nici fel de problemă. Care e cea mai mare viteză cu care ai mers cu motocicleta? Cu motocicleta, cred că am mers cel mai mult în urmă cu vreo 14 ani, când îmi testam limitele și am ajuns la undeva la 168 la oră pe DN1, dar atenție, mare atenție pentru ascultători. Aveam o motocicletă naked și o mașină în spate care urmărea ceea ce fac eu, pentru că pe un naked nu pot, nu e ca o mașină de viteză. M-am panicat un pic, credeam că ai să mă întreb cum am ajuns de la București la Venus în dimineața aceasta, ca să fiu în direct cu tine. Colega ta are câteva poze pe WhatsApp cu Waze-ul meu, încercând să scot un timp cât mai bun și să fiu alături de tine, nu doar în telefon, ci să ne și vedem. Vreau să întreb, pentru că tu ai observat ce se întâmplă toți acești ani, știi foarte bine cum stăm noi românii prin comparație cu noi înșine de la an la an, prin comparație cu alte țări ale lumii, și vreau să întreb aceste lucruri legate de, nu știu, ultimii 3 ani, ultimii 5 ani, ultimii 10 ani. În mod evident, românii au auzit sau din ce în ce mai mulți au auzit despre posibilitatea de a dona sânge, poate că nu știau înainte, când internetul nu era la putere. Acum, cu siguranță, știu, nu cred că e cineva care să spună cu sinceritate, n-am auzit în viața mea de așa ceva. Dar vreau să te întreb, interesul românilor, prin comparație cu, hai să lăsăm alte țări, prin comparație cu anii anteriori, a crescut? N-aș putea să dau o statistică. Ceea ce pot să spun este că dacă înainte mobilizarea se făcea de la 18 ani de pe părțile facultății, unități militare, institutului la care lucrai și erau toți înșiruiți și programați la donare și era ordin, ca să spun așa. Era cu plăcere. N-aveai cum să refuzi. Suntem într-o zonă în care oamenii merg, cel puțin în ultimii ani, merg la donare și schimbăm mentalitatea aceasta din dorința de a face un bine. Ceea ce am constatat este că dacă mulți ani în urmă donarea era privită doar pentru o anumită categorie socială, se duce să doneze ca să primească niște beneficii, pentru că erau persoane care făceau, să spunem, și lucrul acesta, și nu ne ascundem, cei care merg acum la donare o fac mult mai conștient. Și acesta este rolul meu, să ducem donarea de sânge într-o zonă conștientă, într-o zonă într-o zonă în care înțelegem de ce este important și sănătos să donăm, nu numai pentru noi, dar și pentru binele pe care le facem. Să vorbim despre asta în mod deschis, așa cum o facem despre atâtea lucruri despre care discutăm în fiecare zi, să ne vingem temerile dacă le avem, să mergem cu cineva care a mai făcut lucrul acesta sau să mergem împreună cu cineva drag. De când am povestit noi, ultima oară m-am întâlnit la donare cu un soț-soție
și erau atât de fericiți și atât de frumoși pentru că au donat unul lângă celălalt și făceau acest gest împreună. El era la prima donare, ea avea donări repetate, doamna i-a dat energie domnului, soțului și mi se pare extraordinar, absolut fantastic să te ții de mână cu persoana iubită și să faci un astfel de gest. Și a fost o zi, una dintre zile, nu pe 14 sau cu ocazia ceva. Nu, a fost pur și simplu o zi din cursul săptămânii în care cei doi soție au mers împreună să doneze. Dacă, de exemplu, e o situație în care, nu știu, o anumită zonă din țară sau într-o anumită zonă din țară cineva are acum nevoie de sânge și într-o altă zonă mai îndepărtată există grupa de sânge respectivă, ca să ajungă mai repede, țările colaborează între ele? Adică dacă este cazul... Există un astfel de sistem, dar este extrem de costisitor pentru institutul de transfuzie și pentru centrele de transfuzie. În cazuri de situații de extremă urgență, nu ca o procedură curentă, mă gândesc. Nu, ca, exact. Centrele colaborează, se coordonează. Sunt foarte multe situații în care în apelurile de donare vedem, avem nevoie de grupa AB negativ, pacientul este la fundeni, dar puteți dona oriunde. Acum, acest oriunde este cumva binevenit, da? Ne bucurăm să primim donatori și la Botoșan, și la Suceava, și la Timișoara, și la Arad. Dar dacă știi că ai AB negativ și ești în București, du-te și donează, pentru că sângele acela va ajunge mult mai repede la pacient decât să stăm procesarea lui de la Botoșan până acolo, plus că efortul financiar de a transporta o astfel de sânge este foarte mare. Așa este. Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge, dragi prieteni, să vă mai spun și acest lucru, este una dintre această zi, una dintre cele 8 campanii oficiale de sănătate publică marcate de OMS, împreună cu Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială a Tuberculozei, Săptămâna Mondială a Imunizării, Ziua Mondială fără tutun, Ziua Mondială a Malariei, Ziua Mondială a Hepatitei și Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Fiecare dintre aceste zile extrem de importante, bineînțeles, dar cred că ar trebui să mai precizăm un lucru. Aceste zile sunt, nu au o semnificație aparte ca zi în sine. E adevărat, 14 iunie, pentru că cineva la un moment dat s-a născut în acea zi și a făcut un lucru uluitor pentru umanitate. Toate aceste zile sunt punctate în calendar pentru ca oamenii normali, oamenii de rând, să nu uite. Pur și simplu, e ca un reminder, o dată pe an. E ca un reminder. Firește, sunt oameni care sunt reminder mult mai des, cum este și Madalina, care este bloodfluencer, dar... E important să ai un astfel de eveniment, chiar dacă este formal, pentru că oamenii își amintesc sau măcar dacă se întreabă odată. Ia uite, azi e ziua mondială a donatorului de sânge. Ce Dumnezeu face donatorul ăsta de sânge? Ia să citesc. Și dacă un om din 1000 citește pentru prima oară în viața lui și vede ce poate face pentru ceilalți, e un câștig. Mă întorc la ce te întrebam puțin mai devreme. Pe 14 iunie... Sunt de obicei, de regulă, și în anii trecuți au fost mai mulți oameni care au venit să doneze sânge sau din punctul ăsta de vedere nu e o zi, să spunem, mai amplă? Există un interes crescut pentru această zi, pentru că în mai multe centre din țară cei care au ajuns și au trecut pragul centrului de transfuzie și au donat, au dus donarea până la capăt, au fost recompensați, să spunem așa, cu invitați, cu abonamente la evenimentele acestea estivale, acele concerte pe care mulți dintre tineri le așteaptă. Cam din feedback pe care am primit de la centrul de transfuzie din București, au fost foarte mulți tineri în dimineața aceasta, bucurându-se și de acea invitație la eveniment. Mai mult decât atât, ce ne-am bucurat să aflăm de la doamna Voșa a fost că au fost foarte multe solicitări pentru colecte mobile prin care să se marcheze această zi.
Și-ar fi dorit, acest mesajul pe care mi l-a transmis doamna Goș, și-ar fi dorit să poată dea curs tuturor solicitărilor, dar din păcate resursele sunt limitate la centru transfuzie. Dar e un lucru bun faptul că oamenii devin din ce în ce mai conștienți că e importantă, doamnă, că este o zi aparte și că ea trebuie menționată și marcată. Și sperăm să avem la final de zi date îmbucurătoare, nu numai în București, ci și în celelalte centre din țară. Mi-amintesc că tot în una din discuțiile noastre din urmă cu vreme, vorbeam despre diferența de între generații, care evident nu ține doar de vârstă, și marea mea bucurie de câțiva ani buni încoace a fost să văd că cei tineri nu sunt chiar așa cum spun de foarte multe ori cei în etate. Adică, aoleu, tineretul de azi, inconștienți, irresponsabili, nu știu de capul lor, lucrurile pe care le spune, cred că le spune omul în vârstă de-a lungul istoriei din totdeauna. Deci spune că nu o să-și găsească, nu o să facă nimic în viață și așa mai departe. Și pentru mine, momentele în care foarte dese, în care văd tineri care ies cu animale afară, cu câinii, și ridică ceea ce lasă câinele acolo, foarte mulți, și cam puțini dintre cei în vârstă, care au trăit alte vremuri, să spunem așa, pentru mine asta este o dovadă foarte clară că tinerii parcă se responsabilizează în orice mult mai rapid. Tinerii nu vor să se responsabilizeze, că sunt două noțiuni care nu au nicio legătură una cu alta, nu se iubesc. Tânărul vrea să facă ce vrea el. Dar dacă este cazul și dacă înțelege, dacă se explică, dacă e interesant, se responsabilizează, se adaptează mult mai ușor. Și vreau să te întreb dacă tinerii vin des să doneze sânge și dacă dorești, o altă întrebare la care poate din bun simț, din decență să nu răspunzi, dacă prin comparație cu vârstnicii vin mult mai mult sau e o situație echilibrată. Asta încercam să spun mai devreme. Calitatea donatorilor s-a schimbat în ultimii ani, numai de la condiția socială. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care trec pragul centrului transfuzie. Sunt deopotrivă și oameni care fac lucrul acesta cu conștiință. Curiozitate, ajută-mă, Răzvan. Sunt aceia care fac lucrul ăsta de foarte mulți ani și nu sunt doar, mai refer la cea de-a doua parte a calului de categorie de vârstă, acei oameni cărora le-a intrat în sânge donarea de curentă și o fac periodic. Aici, în zona aceasta de referență, într-adevăr, ne uităm la eșantionul superior de vârstă. Acolo există consecvență, mai puțin în rândul tinerilor și poate lucrul acesta se întâmplă, hai să fim serioși, se întâmplă pentru că tinerii au acces la tot felul de lucruri în ziua de astăzi care poate să-i pună pe lista restricțiilor temporare. Și am să-ți dau câteva exemple. Un tatuaj. Un tatuaj ne va ține departe de centru de transfuzie 6 luni. Care e Schimbul de parte. explicația științifică? Cerneala aceea intră în organism și alterează sângele? Nu, este vorba că vorbim de o procedură chirurgicală, până la urmă, este un act cu care suntem întrebați, multiplu, într-un timp foarte scurt de timp, pentru că orice infecție poate apărea într-o perioadă de timp și anumite infecții, chiar la nivel subcutanat, se pot dezvolta în organismul nostru până la 6 luni de zile. Revenind la tineri. Drogurile sunt cu siguranță o problemă? Sau pot. Drogurile, schimbul de partener, pe formularul pe care fiecare dintre noi îl completează la centrul transfuzie, suntem întrebați câți parteneri ați avut în ultimele 6 luni. În momentul în care Trebuie ai să scrie exact sau scrie între 2 și 47? Adică trebuie să specific exact 39 sau... niciuna dintre variante, nu sunt, nu avem variante de răspuns, dar în cazul ăsta niciuna dintre variante nu este corectă. Și nu ne dă voie să donăm, ne poate duce în zona de restricție temporară și am să te explic de ce, pentru că
Bolile cu transmitere sexuală apar în seturile de analize de până la 6 luni. Deci putem să avem acum 5 luni jumate un contact sexual și protejat, credem noi, și să mergem liniștiți la donare și în momentul în care ia setul de analize, să spun ok, dar gândiți-vă că, pentru că nu s-a văzut la analiză, da? Dar cel care nu e sănătos pentru cel care primește. Deci aș vrea să trag aici un semnal de alarmă. Faptul că scriem 1 sau 2 acolo, sau 7, este extrem de important. Nu este o chestiune de rușine că am avut 3 parteneri în ultimele 6 luni. Este vorba de ceea ce ajunge la cel care primește sângele nostru, la pacient, și de aceea este extrem de important să fim sinceri. Și revenind la întrebarea ta, da, sunt tot felul de situații care duc tinerii în zona aceasta de restricție temporară. Poate de aceea unii dintre ei vin, donează o singură dată și apoi sunt descurajați de toate aceste restricții temporare, dar important este să ne amintim că acest gest voluntar de donare de sânge trebuie să fie dus până la capăt cu conștiința locului bun făcut. Noi dăm mai departe ceva extrem de prețios care poate salva viața unui om și nu are nicio noimă sau nu are niciun sens să mințim într-un formular doar pentru a dona. Pentru Adică că cel donăm care degeaba și primește, nu folosește la exact. nimic sângele acela, că este, mai ales mă gândeam, cineva care este a băut alcoolul, bineînțeles că nu are niciun fel de... Nu face parte din această familie a donatorului, cu siguranță. Exact. Deci trebuie să ne gândim foarte bine, nu este vorba, nu e nicio rușine. Transparența aceasta totală ne ajută să ne asigurăm sau ajută medicii în centre de donare să nu piardă timpul, să nu irosească resurse financiare importante și mai mult decât atât, ca sângele care ajunge la pacient să fie unul de 100%, unul să fie 100% bun pentru el. Eu o să te rog, bineînțeles, nu doar de 14 iunie sau nu doar în momentele în care se întâmplă ceva spectaculos, pozitiv sau negativ în lume și este nevoie de donare de sânge, nu doar în aceste momente să mai vii în emisiunea în comunitate sau în alte emisiuni la București FM și vorba lui, bine, nu lui Ștefan cel Mare, că nu știu, lui de la Vrancea, nu pentru noi și nici pentru urmașilor noștri, dar pentru ascultători, pentru că ei contează de fiecare dată, ei sunt în primul rând și toate aceste informații sunt, bineînțeles, și aceste discuții sunt pentru ascultători. Deci te mai așteptăm, Mădălina, cu mare drag. Și eu îți mulțumesc, Răzvan, și încă o dată vreau să le spun la mulți ani tuturor donatorilor și abonaților Mărturii la cei care vorbesc cu dedicare de sânge, să vă mulțumesc vouă că ne sunteți alături și că ne-ați ajutat să ducem aceste informații să le ducem mai aproape de ascultători, mai aproape de oameni care poate nu au fost preocupați de aceste aspecte și acum au mai multe detalii care îi încurajează să intre într-un centru de transfuzii și să doneze. Eu și noi apreciem de fiecare dată foarte mult când invitații noștri ne mulțumesc și nouă, dar sincer nu este cazul. E ca, nu știu, cineva în istorie trimite un mesager cu un mesaj extrem de important. Contează foarte mult cine trimite mesajul respectiv, iar mesajul care un mesager poate fi altul. Ajunge la destinație și se mulțumește lui pentru... Eu cred că e important să reușim ca împreună Împreună, să da. transmitem acest mesaj mai Da. departe Mesajul vine aici. de la voi și presa este, de aceea există, adică nu e obligație, pur și simplu ăsta e rostul presei. Să ducă mai departe către oameni lucrurile ce se petrec. Mădălina, încă o dată mii de mulțumiri și te mai așteptăm pe la noi la București FM pe 98,3. Noi mulțumim mult, zi frumoasă, Răzvan. La revedere, toate cele bune, împreună cu Mădălina Dicu Sava, care este Bloodfluencer și cu care am discutat despre programul N-avem Sânge și despre sânge, această parte, acest prieten de familie și prieten al nostru foarte bun din propriul corp, unde mergem noi, merge și el, și care este un prieten pe care cred că singurul prieten, așa cum scrie de multe ori pe Facebook, îți recomand un prieten, pe Facebook e o stupizenie, dar când e vorba despre sânge, da, poți recomanda sângele tău cuiva, e un prieten pe care îl va primi când are nevoie
fericit de-a dreptul. Toate cele bune, spuneam împreună cu Mădălina, vă mulțumim vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. O zi superbă. Pa, pa! Cum funcționează marele oraș? Îți dăm cele mai clare instrucțiuni de utilizare. București FM. Aici e capitala.